Bună seara, Budi. În primul rând vreau să te întreb cum te simți din punct de vedere fizic, pentru că, iată, ai intrat și astăzi pe parcursul meciului. Poate că unii se așteptau să te vadă din primul minut. Bună seara, sunt foarte bine. Sunt aproape de 100% și sper să fie din ce în ce mai bine. Nu te-am întrebat întâmplător. N-ai fost folosit din primul minut pentru că nu e 100% fizic sau pentru că au fost rațiuni tactice decise de antrenor? Asta era ideea. Aici vreau să ajung. Asta nu mai știu. Îl întrebați pe mister dacă vreți. Dar tu ai fi fost pregătit să intri din primul minut. Asta e ideea întrebării, esența de fapt. Păi dacă ai răspuns, de ce mai mă întrebi? Păi vreau să fiu sigur sau ai noștri telespectatori să se convingă de acest detaliu. Tu erai pregătit să joci din primul minut. Sunt decizii tactice și nu le pot discuta eu. Am intrat, am încercat să îmi fac treaba cât pot eu de bine. Din păcate, n-am reușit să obțin victoria, cu toate că mi-aș fi dorit acest lucru și cred că puteam să facem acest lucru dacă reușeam să marcăm în repriza a doua, pentru că am avut ceva șanse. Cum s-a văzut meciul? Iată, o parte de pe bancă, cealaltă de pe teren. Păi au fost două reprize opuse, ca să spun așa, pentru că în prima repriză ei au fost cu ocaziile, iar în a doua repriză nu am avut ocaziile mai mari. Uh-huh. Tu ești un jucător tehnic, dacă nu chiar cel mai tehnic dintre cei care s-au întâlnit astăzi. Terenul, pentru că a fost luat în colimator și de rapidiști și de Ion Gheorghe spunea că a fost deficitară suprafața de joc. Terenul este greu în perioada aceasta pentru că este vremea de afară destul de rece și nu-l ajută. Ne-am grăbit să începem acest campionat, nu știu de ce l-am mai oprit, trebuia să jucăm cumva în continuare, pentru că este foarte frig și nu știu dacă putea să arate mai bine. Crezi că față de alte echipe la care ai evoluat, aici ai o problemă mai mare în ceea ce privește integrarea, adaptarea ta? Nu am nicio problemă, totul a decurs foarte bine până acum. Da, nu, tot mă întorc la posibila ta titularizare, despre care o să discuți. Păi nu știu, probabil pe viitor o să joc și titular, vom vedea. Uh-huh. Cum vezi, iată, acest final de sezon regulat? Voluntariul este mai aproape ca niciodată de o performanță istorică, niciodată n-a fost în play-off. Așa este, suntem aproape și probabil și din cauza aceasta este oarecare presiune, ca să spun așa, pentru că este, nu? Ne agățăm de fiecare punct și încercăm să rămânem acolo în play-off, pentru că este altceva să joci în play-off, știe toată lumea, sunt și alți bani, alte chestii, probabil din cauza aceasta. A fost un motiv decisiv, da, sau care a contat cel mai mult atunci când ai semnat cu FC Voluntar ca posibilitatea ca această echipă să fie în play-off? Adică a fost, nu știu dacă decisiv, dar a contat și lucrul acesta, pentru că este altceva să joci în play-off și Voluntarii au jucat foarte bine anul trecut. Avem o echipă destul de bună, formăm un grup unit și merităm, zic eu, să fim în play-off. Iar dacă o să ajungem acolo, cu siguranță o să facem act de prezență și o să încercăm să terminăm cât mai sus. Mulțumesc! Plăcere.